Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! În emisiunea de astăzi stăm de vorbă cu Iulia și cu Elena, veteranele de la PTP, pe care le invităm să ne spună mai multe despre proiectul pe care îl organizează asociația lor de 1 iunie. Anul acesta eu voi fi coordonatorul proiectului și împreună cu peste 50 de voluntari așteptăm cât mai mulți copii în Parcul Mare la ora 12 pe 1 iunie să petrecem, să... Să dansați, veți avea diverse ateliere și vreau să ne spuneți cât mai multe despre ele. Aveți face painting, o să fie foarte multe activități, o să fie foarte multe jocuri, face painting, dansuri. Încercăm să le oferim copiilor o zi de neuitat, pentru că este ziua lor și vrem să facem chestia asta un lucru foarte important pentru ei. Ce scop onorabil! PTP-ul a avut de multe ori activități în centrul cărora au fost copii și sunt niște voluntari deosebiți. Am auzit și de ediția de anul trecut, care știam că a fost tot în Parcul Mare. Ne puteți povesti despre ea, pentru că ați fost acolo să ne facem o idee despre ce se va întâmpla? Despre asta vă poate spune Iulia, ea a fost acolo. Da, sigur. Am fost coordonator la acest proiect împreună cu altă fată și am avut mai multe ateliere. Unul din ateliere a fost cu o doamnă psiholog la Foișorul din Strand, unde copiii au făcut diferite activități, jocuri, au învățat despre emoții, despre sentimentele lor, cum să le gestioneze. Cum să le gestioneze și cum să le exploateze ca da, 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 exact, exact. Anumite activități speciale pentru cei mici, pentru că au fost copii începând la vârsta de 3 ani până chiar aproape de liceu. Și am mai avut ateliere de tot la fel cum vor fi și anul acesta, de dans și jocuri. Au fost voluntari pentru fiecare sector și am avut diferite dansuri, jocuri împărțite pe mai multe categorii. Și am desenat cu cretă, am avut baloane, diferite jocuri, culori. Sună foarte tare și mi se pare fascinant că reușiți să lucrați cu participanți pe un interval atât de mare de vârstă, pentru că este dificil, și mai ales că lucrați cu cei mici, pentru că am discutat la mai multe tabere și întâlniri cu multe asociații de voluntariat care își puneau problema aceasta, nu știu cum să îi învețe pe cei mici pentru că le pierzi foarte repede atenția, și mi se pare o idee foarte bună că ați invitat o doamnă psiholog care chiar se pricepe în domeniu și activează în asta. Uitați, vine sezonul estival, căldură și noi știm că PTP-ul are diverse activități la care ne răcorim și ne distrăm și vreau să-mi povestiți despre planurile de viitor în ceea ce privește activitățile din vară. Da, sigur. Asociația noastră are proiecte cu tradiție care se desfășoară în fiecare an și ca în fiecare vară vom avea proiecte specifice precum 1 iunie, care se va desfășura și anul acesta. Următorul proiect va fi Bătaia cu apă, care este un proiect destul de nou, este de 2-3 ani în asociație, care se va desfășura cam în iulie-august, într-o zi de vară, în Strand, în Roman. Și proiectul de Treasure Hunt, care se va desfășura cam prin septembrie, înaintea începerii școlii, care va fi o mini vânătoare de comori cu premii, activități amuzante și lucruri faine. Prin tot orașul o vânătoare de comori? Da, da, da. Va fi un eveniment pe Facebook unde toată lumea care va vrea să va înscrie, vor fi echipe și fiecare echipă va primi indicii și ghicitori și provocări și dacă le va rezolva, se va duce de la un checkpoint la altul și acolo va ajunge la punctul final unde vor fi declarați câștigători. Asta e interesant. Eu am mers în mai multe orașe și nu am participat la genul ăsta de activități organizate de asociații de voluntari, ci de companii, cum sunt și alte jocuri, și am avut asta într-o tabără. Îmi place foarte mult. Dar ați mai avut proiectul acesta în Roman? Proiectul de Treasure Hunt? Da. Da, proiectul de Treasure Hunt este în orașul nostru cam de 4-5 ani. S-a desfășurat acum mai mult timp, când o persoană din bord a venit cu această idee din afară, fiind o idee luată din afară. Și am implementat ideea în fiecare an, îmbunătățind de fiecare dată programul și pentru voluntari și pentru participanți și vom ajunge acum la 5-a sau la 6-a ediție. Mult succes! Eu l-am ratat în anii anteriori și îmi pare rău, dar anul ăsta nu o să ratez și sper că nici dumneavoastră. Întotdeauna când spunem PTP, elevii se gândesc în general la faimoasele proiecte internaționale care sunt superbe, sunt oportunități. Povestiți-ne despre ele, vă rog. Da, proiectele internaționale sunt de două categorii. Sunt proiecte de tip Erasmus, în care elevii
voluntarii nu trebuie să plătească sau trebuie să plătească numai anumite taxe și proiecte de tip homestay, adică voluntarii noștri pot merge în chapter-urile din alte țări, noi fiind o asociație internațională, merg în diferite chapter-uri, cum ar fi Varna în Bulgaria sau în alte țări. Chiar cu chapter-ul din Bulgaria ține foarte mult legătura în fiecare an, având proiecte de tip homestay și noi mergând la ei și ei venind la noi de foarte multe ori. Și mai sunt proiecte de tip conferință europeană, care se ține în fiecare an, unde voluntarii noștri merg și iau parte la conferință. Și proiecte de tip, este un proiect specific care are loc o dată la 2 ani, numit AI, care se ține în Franța, la care chiar Elena a participat anul trecut. European Youth Event este un, pot să spun, din proprie experiență, cel mai minunat lucru ce mi s-a întâmplat vreodată. Timp de 2 zile am avut ocazia să vizitez, în primul rând, Parlamentul European de la Strasbourg și să mă implic în problemele foarte cunoscute din Europa și să-mi spun punctul de vedere, pentru că asta era și ideea acolo, să ne simțim noi ca tineri implicați în viitorul Europei. Super! În asta constă acest proiect. Povestește-ne mai multe despre concept, te rog. Noi dimineața mergeam la Parlament, la diferite congrese și după aia mergeam și vizitam foarte multe locuri. Am avut norocul să vizitez Strasbourgul, un oraș minunat, și vă recomand să mergeți. După terminarea celor 2 zile, coordonatorul de pe atunci a zis să trece și prin Paris, că tot e aproape, și am avut și acolo experiențe minunate. Ai văzut unul la fel? L-am văzut. Și noaptea, atunci e perfect. Merită, Doamne, sper să prind și eu în acești 2 ani proiectul pe care vorbești. Anul viitor vei avea ocazia dacă vrei să participi și dumneavoastră veți avea ocazia dacă vă înscrieți în PTP să puteți să participați la acest proiect. Aviz tuturor voluntarilor și viitorilor voluntari. Mai sunt proiecte internaționale planificate pe perioada următoare? Da, în această vară vom avea 2 proiecte, unul în Germania, dacă nu mă înșel, și celălalt trebuie discutat, încă nu am discutat toate detalii, dar știu sigur că vor fi 2 proiecte. În proiectul din Germania s-au înscris deja în jur de 20 de voluntari și va avea loc în august, unde un superior al asociației, pot spune, ne va ghida prin orașele Germaniei și ne va prezenta, adică vom avea pe cineva chiar din asociația noastră care ne va prezenta totul. Mi se pare fascinant, dar uite, m-am înscris și eu în proiectul ăsta cu PTP în Berlin. E o oportunitate, într-adevăr, pentru toți tinerii și, cum a spus și Elena, care a fost la Strasbourg. În general, nu există proiecte în care adolescenții să-și poată exprima opinia și mi se pare fascinant faptul că unii dintre noi au curajul și au oportunitatea și iau cuvântul efectiv, pentru că asta va trebui să facem. Și nu știu cum o să ne descurcăm noi cu limba germană, dar o să vorbim într-o ediție viitoare a emisiunii despre asta. Revenind la proiectul de 1 iunie, am observat că PTP-ul are o preocupare constantă pentru comunitatea locală și pentru copiii romașcani. Ne puteți vorbi și despre alte proiecte despre copii? Da, sigur. Avem mai multe proiecte, după cum am spus, proiecte cu tradiție pe care le avem în asociația noastră de foarte mulți ani și unul din cele mai importante proiecte, care chiar este cel de cel mai mare amploare, este proiectul de Handmade, care constă în desfășurarea de ateliere în care voluntarii noștri confecționează diferite decorațiuni de Crăciun și altă parte a proiectului este vânzarea acestor decorațiuni. Avem de obicei un stand pe centru la Târgul de Crăciun sau este Târgul de Crăciun în incinta liceului sau fiecare voluntar cu echipa lui și banii se duc în fiecare an la o anumită cauză. Anul trecut și anul acesta strângând bani pentru un băiețel cu probleme de sănătate din Roman. Și am strâns bani în ambii ani pentru acest copil, deoarece încă nu s-a însănătoșit și dacă va mai fi nevoie, vom strânge bani tot pentru el sau pentru o altă cauză.
Este nobil și chiar sperăm să se însănătoșească și cine știe, poate vom ajuta și alți copii în edițiile viitoare ale acestui proiect. Am auzit și despre voluntariatele de la diverse centre. Ne puteți spune și despre asta câte ceva? Mai este, de exemplu, proiectul de la Romanița, la care Iulia este coordonatoare. De două ori pe săptămână mergem la centru, ne jucăm cu ei, vorbim cu ei ce probleme au, ce simt că au pe suflet. Vrem să știe că e cineva acolo să-i asculte întotdeauna. Și asta a fost întotdeauna scopul nostru. Să vorbească cu noi, să fie liberi. Și alt proiect cu copii a fost proiectul de la atelierul de Paște, proiectul de Paște, care anul acesta s-a desfășurat la centrul Melchisedec, unde, dacă nu mă înșel, în 3 zile ale săptămânii am avut ateliere cu cei mici, în care am confecționat diferite decorațiuni pe care ei le-au vândut la târgul lor. Anul precedent, dacă nu mă înșel, s-a desfășurat la noi în școală și voluntarii noștri au făcut decorațiuni cu cei de la clasele pregătitoare și de la un din 1-4. Oh, clasa florilor, acum ne-am amintit de ei, sunt geniali copiii. Mi se pare nobil că organizați atât de multe activități pentru copii, am fost și eu la câteva dintre ele. Și m-au impresionat, sincer, am mers de Crăciun, țin minte, la un centru și câteva zile am făcut felicitări și decorațiuni cu ei și într-o zi am făcut pe acolo pe Moș Crăciun, am cântat colinde și într-una din zile, unul dintre cei mai năstrușnici băieții considerați pe acolo, a făcut mai multe felicitări, nu le-a terminat. A venit tatălui pe el, doamna de acolo, panicată, acum nu ți-l-ai terminat, dar le termin. Dar cu ce? N-am carioci acasă. Și aveam cariocile pe care le folosesc la lecțiile mele de germană, pentru că e tur de gramatică, și le-am dat. Și a doua zi am venit să le dăm cadouri. Și vine la mine repede, poftim cariocile, că știu că ai nevoie de ele. Nu, că ți le-am dat de tot. De tot, de tot? Da. Pentru mine, pentru mine? Da, pentru tine, pentru tine. Și lucrul ăsta m-a atins foarte mult și, nu știu, majoritatea tinerilor nu se gândește la aspectul ăsta, dar iată încă un beneficiu al voluntariatului People to People, creăm conexiuni între oameni. Asta este minunat. Prevenind la proiectul de 1 iunie, ne puteți face o scurtă recapitulare? Deci ne vedem în Parcul Mare la ora 12 pe 1 iunie. Vă aștept plin de energie. O să fie totul super pentru cei mici, dar și pentru cei mari. Activitățile vor fi foarte diverse și vom posta un eveniment zilele acestea pe Facebook, dar te găsiți și pe pagina noastră PTP Roman Chapter, unde avem toate activitățile și toate evenimentele pe care le avem, Treasure Hunt-ul sau Bătaia cu Apă, după cum am spus, pe care le avem vara aceasta, dar și cele precedente pe care le-am avut. De fiecare dată postăm acolo după fiecare proiect și vom posta și după proiectul de 1 iunie și ne găsiți și pe Instagram tot PTP Roman Chapter și postăm și poze, filmulețe de la toate activitățile noastre. Că tot vorbim despre conexiunea pe care încercăm noi să o realizăm între oameni. Am primit foarte multe întrebări de la invitați și la prieteni în general. Cum reușim să ne înțelegem într-o asociație voluntară, pentru că în general sunt atât de mulți oameni? Povestiți-ne despre seriile PTP, unde știm că ne împrietenim cu toții, discutați pe diverse proiecte. Da, sigur, facem lunar serile PTP, le avem în asociație de anul trecut și acestea au scopul de dezvoltare personală pentru noi voluntari, dar și pentru cei care sunt dinainte în asociație. Însă facem și diferite joculețe, activități, chiar în această toamnă în care am inserat un nou proiect pentru cei de clasa 9 și nu numai, care se vor înscrie în asociație. Am făcut o anumită parte numită PTP Academy pentru cei care sunt noi, unde în fiecare săptămână, timp de o lună, am organizat serile PTP în care ne-am cunoscut între noi, în care voluntarii și viitorii voluntari au cunoscut persoanele din board și au învățat mai multe despre ce se va întâmpla în asociație, despre posturile noastre, despre statura voluntarului și despre ce trebuie aceștia să facă. Însă am organizat și activități de cunoaștere între noi, să se cunoască voluntarii între ei, însă și jocuri diferite pe echipă. Am desfășurat toate aceste activități la sediul Cult. Și pentru că era frumos afară în primele dăți, când am făcut serile PTP, am desfășurat foarte multe activități afară, pe echipe,
activități care au pus la bază spiritul de echipă al fiecărui voluntar și trebuiau ori să se ajute între ei, ori să gândească repede, ori le-a dezvoltat simțul de acest simț să răspundă cât mai repede unor anumiți factori și ne-am distrat cu toții împreună. Desfășuram fiecare vineri, la sfârșit de săptămână sau sâmbătă, ca să fie toată lumea liberă în weekend. Și ne vedeam timp de o oră, două sau trei și desfășuram aceste activități sau mai jucam și board games, Activity, Mafia, învățam pe voluntari aceste jocuri, unele dintre ei neștiind despre ele și ne simțeam toți bine. Asta sună fantastic și îmi place ce aud de la voi că există parteneriate cum ar fi asta cu Cult Hub-ul. Ne-ai vorbit mai devreme despre PTP Academy. La ce să ne așteptăm de la PTP Academy, vorbind de cei care vor să intre la anul în PTP? Aveți proiecte speciale pentru ei? Da, sigur. Am introdus această parte a PTP-ului în anul 2018, la începutul anului școlar 2018 și constă în o perioadă de trial pentru noi voluntari care vor să intre. Și avem proiecte speciale sau proiecte în care numărul majoritar de voluntari sunt din această asociație pentru a vedea în ce constau activitățile și să se obișnuiască cu aceste activități, cu responsabilitățile pe care le au, cu obligațiile pe care le au și aceștia participau la activități urmând ca interviurile care se luau pentru ca aceștia să intre oficial în asociație să se organizeze după perioada de trial și activitatea lor pe această perioadă a fost luată în considerare pe lângă întrebările pe care noi, cei din BOR, care am organizat interviurile, le-au fost puse. Am luat în considerare și activitatea lor la proiecte, dar și la seriile PTP, cum s-au purtat cu coordonatorii proiectului, cu bordul. Și astfel au fost introduși în asociație. Cei din PTP Academy am auzit că au avut ocazia într-o seară să-l cunoască pe domnul coordonator de la Piatra. Cum a fost? Noi, bordul de la PTP, format din 5 tineri, noi coordonăm toată asociația, toate activitățile asociației, însă vicepreședintele, cel care ne conduce, propriu-zis. Da, stă în Piatra și nu participă la foarte multe activități din cauza serviciului și nu poate, pentru că mai ales este în altă localitate, însă a avut ocazia să vină la o seară PTP, unde a venit chiar cu fetița lui, unde ne-a jucat împreună, l-am introdus noilor voluntari, deoarece majoritatea dintre ei erau cei din PTP Academy și l-am introdus și lor. Și am stat și ne-a discutat și el despre activități care s-au desfășurat, despre cum este în PTP, l-a povestit voluntarilor, el fiind vicepreședinte pe Roman de câțiva ani și le-a povestit despre cum sunt voluntarii, cum este bordul, cum sunt activitățile și ne-am distrat și cu el și cu fetița lui și am râs, ne-am simțit bine cu toții. Mi se pare o inițiativă genială aceasta cu PTP Academy pentru că ați reușit și voi să-i cunoașteți și să-i integrați pe noi voluntari și să vă cunoască pe voi și acesta chiar este un câștig. Dar iată că un alt beneficiu al voluntariatului este dezvoltarea personală pentru că toate activitățile acestea, micile joculețe, ne ajută foarte mult. Povestiți-ne despre activități pe care probabil le organizați pe tema aceasta. Da, eu una, când am intrat în clasa a noua, acum fiind clasa 11-a în asociație, m-am interesat să intru în această asociație pentru a participa și să mă dezvolt pe mine, dar și să poți ajuta la dezvoltarea comunității tale. Da, exact. Și am participat la foarte multe activități, mai timidă, din clasa a noua. Un proiect care mi-a plăcut foarte mult fiind proiectul de colinde, pe care la fel le desfășurăm în fiecare an, în care alegem câteva colinde, le repetăm și mergem la diferite firme sau magazine din Roman, vorbind înainte, și strângem bani pentru, tot la fel, pentru anumite cauze caritabile, pentru a le ajuta. Am strâns bani
cum am zis, pentru acel băiețel cu probleme din Roman s-a strâns bani și pentru diferite centre. Pentru centrul Romanița și pentru centrul Vitabela, dacă nu mă înșel, pentru bătrâni. Și am donat ori banii băiețelului aceluia, ori diferite materiale pentru centru, la fiecare cum avea nevoie. Un gest nobil, mult succes în continuare! Acum vă rog o recapitulare de final pentru telespectatorii noștri. Unde vă găsim? Când aveți un eveniment pe Facebook despre 1 iunie? Vă așteptăm pe 1 iunie în Parcul Mare, începând cu ora 12. Evenimentul va fi postat ulterior. Vor fi foarte multe activități, dansuri și vă așteptăm indiferent de vârstă. Dați share evenimentului nostru, follow PTP Loman, inclusiv pe Instagram. Noi ne revedem în emisiunea următoare. O seară frumoasă!